Bine v-am găsit! Astăzi vom discuta despre structura de date din STL numită Anodized Map. Această structură este are în spate o tabelă de hash. În această structură sunt memorate elemente formate dintr-o pereche, cheie, valoare, și care ne permite să găsim foarte rapid, în complexitate OD1, orice element, deoarece aceste chei din pereche sunt distincte. Deci, declarăm structura de date în acest fel. Deci aici este vorba despre perechea de care discutam, cheie și valoare. Și, așa cum am spus, cheile fiind distincte pot fi identificate ca și într-o tabelă de hash foarte rapid. De fapt, toate operațiile într-un anodized map sunt de complexitate OD1. Vom rezolva astăzi câteva probleme care utilizează în rezolvare un anodized map și vom începe cu prima problemă. Se dă un șir a 1 a 2 a n de numere întregi. Trebuie să determinăm cel mai mic număr care apare exact odată în șir. Avem aici un exemplu și cel mai mic număr care apare exact odată este 7. Aici, practic, noi vom folosi anodized map ca un vector de frecvențe în care valoarea este cheia, iar numărul de apariții din șir este valoarea. De exemplu, 5 apare de 4 ori. Deci cheia este 5 și valoarea este 4. Pentru că avem un șir oarecare, nu știm cât de mari și cât de mici sunt numerele, deci presupunem că sunt de tip int și o să începem să încercăm o rezolvare. Vom citi întâi pe n, apoi șirul nu trebuie memorat într-un vector, ci fiecare element din șir îl contorizăm în anodized map, așa cum am spus, exact ca într-un vector de frecvențe, practic. Aici x poate fi și negativ, nu este nicio problemă. Și deci x-ul este cheia, iar frecvența de apariție este valoarea. Urmează acum să vedem cum vom identifica acea valoare minimă care apare o singură dată, deci în care acea valoare x în care m de x este egal cu 1 și x este minim. Minim variabila o inițializăm cu această constantă care reține valoarea maximă admisă de tipul int. Și acum important este să parcurgem acest anodized map și pentru aceasta vom folosi o astfel de formă în care E este de fapt o pereche și va lua pe rând toate perechile din anodized map. Deci E este formată din cele două părți, perechea cheie valoare. Deci aici verificăm dacă frecvența este 1. Frecvența este al doilea întreg din pereche. Deci îl accesăm cu e.second. Dacă este egal cu 1, atunci înseamnă că am găsit un număr care apare de
exact o dată în șirul inițial și actualizăm, dacă este cazul, valoarea minimă ca fiind minimul dintre vechiul minim și e.first, care înseamnă cheia. Bun, în final vom afișa valoarea minimă. Complexitatea unui astfel de algoritm este O de 1, deoarece operația aceasta este O de 1, parcurgerea numerilor înseamnă n pași, aici avem deci cel mult n perechi. Vom lua exemplul pe care l-am dat aici și să vedem dacă avem valoarea 7. Am obținut valoarea 7. Aceasta este prima problemă. Soluții alternative ar avea doar complexități mai mari dacă nu am folosit un hash sau un anoded map. Trecem la problema a doua, în care avem două șiruri, A1, A2N și B1, B2, BM. Trebuie să aflăm câte numere distincte au în comun cele două șiruri. Aici, în exemplu pe care l-am dat, N este 6, M 7. Acesta e primul șir, acesta e al doilea. Sunt două numere comune, și anume 3, care apare în ambele șiruri, și 4, care apare în ambele șiruri. Cum vom proceda ca să rezolvăm această problemă? Vom reține primul șir într-un anoded map. De fapt, nu ne interesează de câte ori apare, ci ne interesează dacă apare sau nu o valoare. Apoi, ce vom face? Vom parcurge elementele celui de-al doilea șir și pentru fiecare element îl vom căuta dacă există sau nu în hash. Dacă există, creștem un contor și vom șterge valoarea respectivă. De ce? Pentru că atunci când ajungem la acest 3, vom găsi pe 3 din primul șir și îl vom șterge pe 3 din anoded map, astfel încât atunci când ajungem aici să nu-l mai găsim pe 3, deci să nu mai fie nevoie să-l contorizăm în mod greșit. La fel vom face și cu 4, pentru că atunci când îl căutăm pe acest 4, îl găsim și îl vom șterge. Bun, deci aici vom adăuga și M. Aici avem întâi citirea lui N și a lui M. Apoi citim primul șir și, așa cum am spus, imediat nu este necesar, cum am spus, să știm de câte ori apare X, ci marcăm cu 1 faptul că X apare. Deci, în acest caz, anoded map îl folosim ca un vector caracteristic. Bun, urmează apoi citirea elementelor din al doilea șir. Așa cum am spus, nu mai avem aici nevoie de minim, ci de un contor inițial 0 și trebuie să verificăm dacă m de x este egal cu dacă este egal cu 1, atunci înseamnă că am găsit pe x, deci este comun ambelor șiruri. Vom crește contorul și facem m de x egal cu 0. Am mai avea varianta căutării în felul acesta, if m. Folosind funcția find, care dacă x este găsit, atunci find va furniza un pointer către poziția unde se află X în structura M, iar dacă X nu este găsit, atunci rezultatul este un pointer către sfârșitul structurii. Iar aici, în loc de M de X egal cu 0, putem să scriem alternativ și M.erase de X, care
șterge pur și simplu pe X, reține faptul că există o diferență între această instrucțiune și m.erase. X pur și simplu după erase dispare din anode.map. Aici, în schimb, X nu dispare, ci doar are valoarea 0 asociată cheie X. Indiferent dacă l-am găsit sau nu pe X, l-am șters deja, ori marcându-l cu 0, ori cu erase. Deci am terminat. Practic, trebuie să afișăm la final contorul. Vedem dacă avem vreo eroare. Se pare că nu avem. Iau acest exemplu să vedem. Avem 2. Eventual am putea să verificăm și care sunt valorile găsite comune. Afișând, deci l-am găsit pe 3, l-am găsit pe 4 și 2 este numărul de valori distincte căutate. Complexitatea algoritmului, evident, o den, așa cum am spus și anterior, toate aceste operații, aceasta sau find-ul, erase sau aceasta, toate sunt complexitate O de 1. Trecem la problema a treia. Se dă un șir a 1 a 2 a n. Să se verifice, să se determine lungimea am o mică eroare aici, ne anunț. Deci se dă un șir a 1 a 2 a n, să se verifice dacă există în șir două numere, a i și a j, aflate la poziții distincte, cu suma egală cu s. Am dat aici un exemplu și, într-adevăr, răspundem că da sau nu, în funcție de cum există sau nu o pereche de sumă s. Aici, în exemplu, avem perechea 44-39, care dau suma 5 sau 8 și minus 3. Nu ne interesează să afișăm o astfel de pereche, ci numai să spunem dacă există o astfel de pereche. Aceasta este o problemă destul de clasică la date la multe interviuri de angajare și reținem faptul că am putea rezolva această problemă și cu ajutorul tehnicii two pointers. Am făcut un video anterior cu two pointers în care am fi putut să ordonăm crescător acest șir și să folosim cei doi indicii și j de la cele două capete, pornind de la cele două capete și în funcție de suma a de i plus a de j, să vedem dacă îl creștem pe i sau îl scădem pe j în funcție de creșterea sau descreșterea sumei din perechea a i plus a j. Dar am avea complexitatea n log n, o de n log n, datorită sortării acestui vector. Vrem o soluție mai bună, o de n, și o vom obține în felul următor. Parcurgem elementele din șir și le păstrăm pe rând în anode.map. La fiecare pas, indiferent ce număr avem, noi să spunem că suntem la minus 39. Pe noi ne interesează să știm dacă deja în anode.map, adică printre numerele anterioare, există numărul care ne interesează, care a adunat cu minus 39 să dea valoarea 5. Pentru aceasta, știind faptul că am a de i plus a de j egal cu s, de aici putem să spunem ca la matematică a de j este s minus a de i. Deci, eu dacă l-am pe acest element ca fiind a de j, atunci 5 minus minus 39 înseamnă s minus a de i și rezultatul este 44. Și să vedem dacă anterior am în hash valoarea obținut memorată 44. Și într-adevăr avem. Deci pe asta ne bazăm pentru fiecare număr a de i, verificăm dacă în hash am pus anterior valoarea s minus a de i
și l-am găsit și pe perechea sa. Bun, deci folosim același anode admap. Voi șterge algoritmul precedent. Citim pe N și suma S. Și acum citim pe X și acum vrem să verificăm dacă S minus X există în hash. Vom scrie if f m.find de S minus X diferit de m.n, atunci înseamnă că valoarea a fost găsită. Afișăm da și încheiem cu return 0. Dacă nu l-am găsit, atunci îl marcăm pe m de x cu 1, deci x apare în hash. La sfârșit, dacă niciodată nu am afișat da, caz în care am fi încheiat deja programul, vom afișa mesajul nu. Și vom verifica acum. Deci fiecare număr, pentru fiecare număr căutăm dacă am pus anterior valoarea S minus X, care ar fi perechea, această valoare ar fi perechea lui X care dă aduna cu X suma S. Vom lua exemplu de aici și avem da, putem să dăm și un caz în care aici nu avem în șir două numere care îți dea suma 10, rezultatul este nu. Aceasta este rezolvarea simplă în complexitate ODN. Trecem la problema numărul 4. Se dă un șir a 1 a 2 n de numere întregi să se determine lungimea maximă a unei secvențe de valori distincte. Luăm din nou, considerăm că acesta este șirul și noi practic vom folosi acest anode.map pentru a reține pozițiile unde s-a găsit în șir fiecare număr, pozițiile unde s-au găsit numerele . Deci avem aici 10 numere. O să avem lungimea maximă inițial 0 și vom aborda rezolvarea folosind tehnica two pointers. Deci avem J la primul element și acum cu I parcurg șirul de numere. Acum 3 este primul număr, deci M de 3 îl marchez cu 1 pentru că 3 apare la poziția 1. Bineînțeles, lungimea maximă este de la J până la E, adică un singur element. Ajung aici, marchez M de 2, M de, pardon, minus 1 cu 2, minus 1 apare la poziția 2 și lungimea maximă este 3. Avansăm aici, vom face M de 5 egal cu 3 și am actualizat lungimea 3. Apoi ajungem aici și 3 mai apare o dată. De ce? Pentru că îl găsesc în anode.map. Găsindu-l înseamnă că exista anterior și atunci ce voi face? Voi avansa cu J la poziția unde se află M de 3 plus 1. M de 3 este 1 și cu 1 vine 2. Deci acum secvența de valori distincte este de la J la I, deci tot 3. Și actualizăm pentru M de 3, nu mai este la poziția 1, ci M de 3 este la poziția 4. Mergem mai departe cu I, avem valoarea 4, care nu apare anterior,
MD4 este egal cu 5 și pentru că nu apare anterior, lungimea este aceasta, 4. Mergem mai departe. Valoarea minus 2 nu apare anterior, deci m de minus 2 este egal cu 6 și avem lungimea secvenței 5. Mergem mai departe. Avem minus 1 aici. Poate că ar fi fost mai bine să fi luat, să spunem, valoarea 4. O schimbăm. Punem 4 în loc de minus 1. Pentru că 4 există și anterior la poziția 5. Și atunci J-ul se va deplasa la poziția M de 4 plus 1. M de 4 fiind 5, J-ul ajunge la poziția 6. Bineînțeles, lungimea maximă devine 5. Și în continuare facem la fel. Deci actualizăm M de 4 ca fiind 7. Și, mă rog, secvența este de lungime 2, vom tot avansa. Cam asta este planul. Deci, practic, reținem în anodat map pentru fiecare număr ultima poziție unde l-am găsit. Nu mai avem S, ci avem un max len, am spus, inițial 0. Am citit pe N pentru fiecare număr X. Deci verificăm dacă nu l-am găsit. Dacă find X îmi dă end, înseamnă că X nu apare. Și atunci, în acest caz, vom face M de X este egal cu I. Deci X este găsit la poziția I. În caz contrar, dacă find-ul este diferit de end, înseamnă că există și atunci deplasăm, am uitat să inițializăm J la poziția 1. Deci în acest caz avansăm, J este M de X și plus 1. Indiferent de situație, lungimea secvenței este de la J până la I, deci max len este maximul dintre vechiul max len și I minus J plus 1. În final, afișăm max len. Iarăși, complexitate O de N, foarte simplu de scris, rezolvarea, avem doar câteva rânduri, alte soluții ar fi fost mai complicate și mai lungi. Vom încerca să vedem, pentru exemplu pe care l-am dat aici, suntem la problema 4, luăm șirul inițial, sper că n-am greșit că e vorba de lungimea 5. Se pare că e 6 lungimea, deci avem, da, minus 1, 5, 3, 4, minus 2, nu, avem 5, 3, 4, minus 2, minus 1, 7. Aceasta este secvența de lungime maximă, am greșit-o puțin, dar programul ne-a dat corect. Mergem mai departe la ultima problemă de astăzi, în care vom vedea cum lucrăm altfel cu un anodat map. Avem cuvinte de această dată, un șir de cuvinte și două cuvinte le considerăm ca fiind în același grup dacă ele sunt anagrame. De exemplu, ELA cu ALEE. Bun, cum putem verifica în primul rând? Foarte simplu, dacă două cuvinte sunt anagrame. În primul rând, ele trebuie să aibă aceeași lungime și dacă sortăm literele în cuvânt, atunci trebuie să obținem același cuvânt. Deci, dacă noi cele două cuvinte A, L, E, E și E, L, A
le ordonăm literele, obținem ALL și aici tot ALL. Deci ele trebuie să fie identice. La fel și la car și la rac, după ordonare am avea AKR. Deci ce vom face practic? Vom considera un ANODED MAP format dintr-o pereche string int. Deci cheia este un cuvânt, iar valoarea este numărul de cuvinte care sunt anagrame. Aici am considerat că avem n numărul de cuvinte și apoi cuvintele. Vom șterge ce am scris aici. Și avem așa. Nrmax, să spunem, inițial 0 și de asemenea avem nevoie de un string, un cuv în care o să citim fiecare cuvânt. Deci vom citi pe n, apoi pentru i de la 1 la n citim cuvântul, îl sortăm pentru că este un string, pot să aplic asupra lui funcția sort clasică, scriind cuv.begin cuv.end. Am scris aici din greșeală greșit. Cuv și cuv.begin cuvend care ordonează crescător și facem md cuv plus plus. Deci creștem frecvența. Deci avem practic i-am privit ca un vector de frecvențe în care valorile, cheile sunt de fapt cuvinte, nu sunt numere. Iar acum, imediat după ce am incrementat cuv, putem să și actualizăm dacă este cazul. Frecvența maximă. Și cam aceasta este rezolvarea. Vom verifica pentru exemplu pe care l-am dat aici să ne afișeze valoarea 4. Și într-adevăr ne dă 4. Aici am scris cele 4 cuvinte care sunt anagrame și care formează cel mai numeros grup. Observăm cât de simplu este să rezolvăm această problemă folosind ANODED MAP și bineînțeles tipul string, pe care vă recomand să-l învățați foarte bine, poate îl vom face împreună cu altă ocazie. Acesta este ANODED MAP. Trebuie să mai spunem că sunt multe probleme și mult mai dificile decât aceasta, care folosesc un ANODED MAP. Rețineți faptul că totuși un ANODED MAP nu este ca un vector static, deci memoria pe care o folosește este mult mai mare. Un vector static care reține 1.000.000 de numere întregi ocupă aproape 4 MB. Un ANODED MAP care memorează 1.000.000 de numere întregi ocupă mult mai mult spațiu. Cam atât pentru astăzi. Sunt suficient de multe probleme pe care le găsiți, inclusiv acestea pe diverse site-uri. Căutați tagurile legate de ANODED MAP și rezolvați sau taguri legate de ANODED MAP sau tabele de hash. Vă urez succes.